Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la 60 de minute. Sunt Mariana Zberianu. De-a lungul timpului, ca jurnalist, am cunoscut persoane speciale care m-au impresionat prin puterea lor de sacrificiu pentru ceilalți, dar și prin dăruirea cu care își fac meseria. Și când profesia este una vocațională, nu poți să nu te implici cu toată ființa ta și să dai tot ce ai mai bun. Un astfel de om este și invitata mea de astăzi, care de mai bine de 30 de ani este medic de familie într-o localitate din Teleorman. Și ca să ajungă la pacienții ei, a făcut naveta în fiecare zi și nu s-a plâns niciodată de asta, ci dimpotrivă a făcut-o cu plăcere. Ce anume a convins-o să facă asta, o spune chiar ea. Oamenii excepționali, primitori și deschiși pe care i-a cunoscut acolo. Povestea impresionantă a doctoriței Mihaela Pop, acum la 60 de minute. Așa cum vă spuneam, doamnelor, domnilor, un invitat excepțional, aș spune eu astăzi, și nu cred că spun prea mult. Doamna doctor Mihaela Pop este alături de mine în platou. Bună seara și mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună seara și mulțumesc pentru invitație, dar nu sunt un om excepțional, nici gând de așa ceva. Sunt un om obișnuit, un om și atât. Știți cum e întotdeauna oamenii care sunt excepționali și uneori este bine să... Nouă românilor ne este un pic cam greu, ca în momentul în care, sau poate aș merge și mai departe și aș spune doamnelor, uneori ne este cam greu să primim complimentele atunci când le primim. Sau mai mult de atât, în vremurile, în lumea în care trăim, în care se întâmplă tot felul de lucruri triste, urâte, rele, suntem mai rei unii cu alții, ni se pare așa cumva, să spunem, ieșit din comun ca oamenii să mai vorbească și de bine. Eu cred că e important și avem nevoie ca de aer de astfel de oameni ca dumneavoastră. Dar zic să-i lăsăm pe cei care se uită la noi să afle povestea dumneavoastră și apoi să dea verdictul la finalul emisiunii și de ce nu apoi. Am început emisiunea de astăzi, doamna doctor, și spuneam ceva mai devreme că de mai bine de 30 de ani, câți să fie până la urmă? 35 de ani în care ați făcut naveta București, Teleorman. Aș vrea să ne întoarcem un pic în timp. Cum ați ajuns acolo? Cum am ajuns în Teleorman? În Teleorman am ajuns în 1987, la terminarea stagiaturii. În 1983 am terminat facultatea. Am fost stagiar timp de 3 ani în București, inițial la Spitalul Brâncovenesc, care s-a dărâmat în 3 luni de când am mers acolo și ne-a preluat Spitalul Panduri. Am făcut stagiatura, am trecut pe la cele 6 secții principale pe la care trebuia să trecem toți stagiarii, am dat examenele la sfârșit de fiecare stagiu, iar în decembrie 1986 ne-am adunat în amfiteatru Facultății de Farmacie și am ales posturile. Pentru cei care făcusem stagiatura în București, posturile erau mai slăbuțe, mai proaste, ca să zic așa, pentru că posturile ceva mai bune fusese reținute de județe pentru cei care au făcut stagiatura în județul respectiv. Drept pentru care, când mi-a venit rândul, cu tot familionul lângă mine și cu 4 hărți pe lângă noi, am ales cea mai apropiată localitate de București, 57 de kilometri. O avea avion, o avea vapor, o avea tren, o avea ce o avea, nu mă interesa. 57 de kilometri pot face și într-o zi pe jos ca să ajung acasă, deci asta e. Sârbeni se numea. Am primit repartiția și ne-am dus, bineînțeles, a doua zi să vedem și noi despre ce e vorba. Iarnă, frig, polei. Aveam de urcat la un moment dat un deal unde a trebuit să coborâm din mașină să o împingem, că n-a urcat cu noi pe poleiul care era. Într-un final, după ce am făcut, cred că erau vreo 30 și ceva de kilometri pe drum neasfaltat la vremea aia, într-un final am ajuns în comuna Sârbeni. Bacovia este, vai de viața mea, un ultraluminos, pe lângă plumbul care era atunci în acea zi.
un cer negru, nu gri, negru, înnorat, frig, bătea un pic vântul, nici țipenie de om pe drum. Ne-am uitat, am coborât, am intrat dintr-o curte în alta, nu ne-a întâmpinat nimeni, n-am văzut nimic, doar glugi de coceni în toate curțile. Nu înțelegeam de ce, eu vedeam o chestie idilică, floricele, pomișori. Nu era așa ceva, erau glugi de coceni. Am găsit dispensarul, o dărăpânătură, ne-am uitat și noi pe geam, așa ce am putut să vedem, și într-un final am reușit să găsim pe cineva care să ne spună unde locuiește primarul. Până la urmă, la el trebuia să ajung. Ne-a arătat unde locuiește primarul. Primarul avea o casă frumoasă, cu etaj. Ne-am dus, am strigat la poartă. Ei, de aici s-a schimbat toată viziunea mea despre acea comună, pentru că au ieșit doi oameni extraordinar de deschiși, zâmbăreți, primarul și soția dumnealui. Ne-au invitat imediat în casă. În casă era cald și bine. Era o casă din aia, așa cum îmi place mie, o casă în care se stă peste tot. Deci nu există camera de iarnă sau camera bună. Sau... În casa aia urcai și la etaj și era ca acasă. Imediat ne-au întins mese, cafele și m-a întrebat ce vreți. Vreți negație? Ce să fac cu ea? Unde să mă duc cu ea? Deci vreți să rămâneți să lucrați aici? Da, normal, trebuie să lucrez undeva până la urmă. Pe vremea Ceaușescu nici n-aveai voie să nu lucrezi, că te lua miliția. Zic, unde stau? Că era clar că nu se poate face naveta, nu exista mijloc de transport. Și ce vă găsesc eu? O gazdă. Perfect. Două săptămâni după asta am avut o instruire la Alexandria. Așa se proceda atunci. Eram chemați la DSP, toți cei care luasem repartiție în județ, eram vreo 20 și ceva, și ne făceau o instruire, adică ne familiarizau cu toată bucătăria unui cabinet medical urban sau rural. Mă rog, rural, în urban nu era nimeni la vremea aia. Două săptămâni, deci am fost la Alexandria, când am venit după două săptămâni, îmi găsise gazdă vis-a-vis de cabinet, îmi lua jumătate din banda. Era bine că aveam unde să stau, că îmi făceau cald. Și am locuit acolo. Veneam sâmbăta și duminica în București. Făceam 7 km pe jos ca să ajung la autobuz. Mă urcam în autobuz, veneam în autogara militar și de acolo acasă. După care... Asta a fost, deci așa în Sârbeni am stat până în 92. Până după Revoluție. Și după Revoluție, la o ședință în Spitalul Videle, directorul spitalului mi-a spus că există un post liber la Gratia. Gratia era cu 7 km mai aproape. Deja era un pas. Era picior de Paris. Și dacă nu vreau să mă mut acolo? Și am zis, da, mă mut. 7 km. Și din 92, de la 1 aprilie 1992, lucrez în Gratia. Dar, între timp, s-a mai întâmplat ceva? S-au mai schimbat lucrurile? Nu ați mai mers cu rata sau cu alte mijloace de transport sau pe jos pentru că v-ați luat permis și lucrurile s-au îmbunătățit vizibil? Mi-am luat permis forțată de împrejurări pentru că s-au înființat asigurările de sănătate, am devenit mari patroni și, ca orice patron, trebuie să ai relații cu fiscul, cu... asta, inspectoratul de muncă, cu mediul, cu pompierii, cu... Și trebuia să fiu în același timp și la cabinet, și la fisc, și la pompieri, și la casa de asigurări, și la DSP. Și nu se clonase decât oaia Dolly. Deci pentru mine nu era nicio șansă să mă cloneze cineva și nu aveam cum să mă deplasez altfel decât luându-mi permis și mașină. Permis nu mi-am dorit niciodată. Nu-mi place să conduc, nu mi-a plăcut niciodată să conduc. Eu am fost convinsă că toată viața mea o să fiu condusă, mă urc în mașină. Ei, nu, n-a fost așa, a trebuit să-mi iau și am făcut peste 1 milion de kilometri. Până în acest moment? Da. Și ați schimbat, evident, și foarte multe mașini, probabil. Nu foarte multe, doar trei. Doar trei? Doar trei, două... Cu una circulă acum și pe celelalte două au fost distruse în accidente.
din care eu am scăpat fără măcar să mi se rupă o unghie. Sunteți un om norocos. Da, foarte norocos. Sunt un om norocos pentru că am făcut tot timpul ce mi-a plăcut. Și viața mi-a dat tot ce mi-am dorit. Mi-ați aruncat cumva o minge la filă, pentru că apropo de ce ne dorim fiecare dintre noi, v-ați dorit dintotdeauna două lucruri, să le spunem importante în viață, le aveți pe amândouă și vă bucurați de ele. Mă bucur enorm. Mi-am dorit să fiu un medic, mi-am dorit de copil. Toate păpușelele mele aveau fundulețul făcut ciur de atâtea injecții. Da, erau bolnave, ce puteam să le fac? Și mi-am dorit să fiu medic și am realizat treaba asta și mi-am dorit să am o fetiță. Și am o fetiță. Vine de undeva, a venit de undeva din copilărie pentru că ați avut păpuși, pentru că vă jucați de medicul și pacientul vine de undeva din familie, chestiunea asta, cu dorința de a fi medic sau nu are nicio legătură? Nu. V-au îndrumat părinții? Nu. Într-un fel îmi sugerau că e viață grea, dar doar într-un fel. Nu m-au ghidat spre medicină, nu m-au oprit de la face medicină. M-au lăsat să fac ce am vrut. Întotdeauna m-au lăsat să fac ce am vrut. În stilul ăsta am crescut-o și eu pe fiica mea, într-un stil liber, și am lăsat-o să-și aleagă ea ce profesie și-a dorit și a ales-o, s-o poartă sănătoasă. Ceea ce este minunat, pentru că cred că cel mai important lucru și poate cel mai greu este să facem în viață ceea ce ne place și să facem cu pasiune, cu dăruire. Vreau să ne oprim puțin la cabinetul dumneavoastră, din Gratia, la oamenii de acolo, la ce înseamnă să faci medicina acolo. Pentru că vorbeam zilele trecute cu dumneavoastră și îmi spuneați despre faptul că acolo, spre deosebire de oraș, ca să zic așa, ești singur. Tu, cu tine, cu cărțile pe care le ai acolo, cu ce înveți, cu ce descoperi în fiecare zi, nu? Și cu pacientul pe care îl ai în față în momentul ăla. Da, nu numai la mine e așa. În orice cabinet din rural e așa. Medicul în rural este el cu el și cu ce a reușit să acumuleze drept cunoștințe până atunci. Și ține doar de el să și le folosească și să-i dea pacientului exact ceea ce îi trebuie la acel moment. Adică o încurajare, o consiliere, un tratament sau o îndrumare spre un coleg de o altă specialitate. Într-un fel am pregătit activitatea mea din rural, în acest stil de a fi singur cu tine, prin gărzile pe care le-am făcut la salvare în timpul stagiaturii. Și chiar și după stagiatură am mai făcut gărzi la salvare. Dar în timpul stagiaturii am făcut enorm de multe gărzi, sute, mii, cred, de gărzi la microstația de salvare a sectorului 5, în Ferentari, unde trebuia să fii foarte stăpân pe tine. O provocare, și, nu? Da. Și foarte rapid în decizii. Știut fiind că este o zonă cu pacienți foarte revendicativi. Și atunci trebuia să fii, deci să te orientezi imediat. Și nu eram decât eu cu mine atunci. Și cu șoferul, dar bietul șofer, el ținea trusa, nu? N-aveai ce să întrebi, ce să te consulți, ce... Și mi-a plăcut foarte mult acea perioadă. Am învățat enorm de mult în acea perioadă și am avut pacienți care trebuie să vă spun că m-au recunoscut după vreo 25 de ani. M-au oprit pe stradă, în București, foarte bucuroși că mă văd și nu mă mai cunoașteți? Nu! Mi-au povestit imediat și mi-am amintit, era primul meu caz pe care l-am avut pe salvare. Care, despre ce a fost? Era un copil de 10 ani, deci era tatăl copilașului cel care m-a oprit, era un copil de 10 ani cu meningită.
primul caz și destul de greu, pe care l-am trimis imediat. La vremea aia nu transportam noi, noi doar făceam consultațiile, exista mașină de transport și Sanepidul avea mașină de transport separat de toate celelalte patologii. Și am solicitat mașina de transport a Sanepidului, l-au dus la spitalul, cred că la Babeș, și l-am văzut pe urmă, de-a lungul anilor l-am văzut pe copil, dar acum m-am întâlnit cu tatăl copilului, care vă dați seama că și el era cu 25 de ani mai în vârstă. Și n-aveam cum să mi-l mai amintesc, dar când mi-a spus adresa și cazul, copilul de 10 ani cu meningită, am știut imediat despre cine vorbim. Apropo de ce spuneam ceva mai devreme, că până la urmă oamenii care se uită la noi, oamenii care își amintesc, iată, și pentru care ați fost omul potrivit la momentul potrivit, atunci pot să valideze cumva ce spuneam eu la începutul emisiunii. Spuneți că în momentul în care ați ajuns acolo, la Gratia, v-ați imaginat că ar putea fi într-un fel? Nu a fost chiar așa. Vreau să intrăm un pic și în detaliile, cum să le spunem, administrative. Pentru că din momentul în care ați devenit patroni, cu ghilimelele de rigoare, nu, lucrurile s-au schimbat. Sunteți genul de om, să le spunem celor care se uită la noi, căruia nu îi place ca pacienții să stea la coadă la cabinet pentru a intra la dumneavoastră, lucrați cu programare, ceea ce e mai mult decât de apreciat. Cu programare lucrez din 1987, de când am început să lucrez ca medic circar, ca să zic așa. Eram numiți înainte, medic de circă. Da. De atunci eu lucrez cu programări. Le spuneam, când au venit inițial, când m-am dus la Sârbeni, au venit pacienții șuvoi să mă vadă. Ideea era așa, ia să mergem să vedem ce mai știa aia. Deci așa te privește lumea la țară. Oamenii la țară te judecă foarte mult, te disecă. Trebuie să fii într-un anume fel ca să poți să faci față, să nu te superi, să nu-i repezi, să pricepi că este modul lor, până la urmă, de a se apăra de cei veniți din exterior. Da, asta de ce? Pentru că nu au încredere în cei care vin? Da, da. Nu au încredere. Sau pentru că au avut alte experiențe? Nu au încredere. Nu au încredere în cei veniți din exterior. Și atunci, deci, v-am spus, au venit și voi și i-am consultat pe fiecare în parte. Nu eram normați atunci să ai 20 de consultații pe zi, 15 minute la consultație. Puteai să ai și 100 de consultații pe zi, dacă puteai să stai acolo. Nu? Și am văzut despre ce e vorba, m-am uitat în fișele lor, ce diagnostice mai aveau, ce tratament mai aveau, ce le-am dat eu și le-am spus, vii peste 2 săptămâni să mai stăm de vorbă, să mai vedem cum merge, Atunci nu existau rețete compensate, nu? Totul se scria pe o rețetă simplă, medicamentele erau incredibil de ieftine. Era un leopenicilină. Vorbim de perioada de dinainte. De perioada de dinainte, da. Din 87, când am ajuns la post. Și deci de atunci am început să lucrez cu programări. Au venit peste 2 săptămâni, au venit peste 1 lună, sau mă rog, când le-am spus. Și pe urmă întrebau, și eu când mai vin? Au început să le placă. Da. A început să le placă ideea asta de a trebui să meargă undeva și de a fi așteptat undeva. Programarea nu e un moft. Programarea este foarte comodă pentru mine ca medic, dar este forma mea de respect față de pacient. Și este și forma lui de respect față de el însuși. Pentru că pacientul care admite să meargă să stea la o coadă, la medic acum, înseamnă că nu și-a depășit condiția de ante 89. Dar știți și dumneavoastră și știu și eu că se mai întâmplă, din păcate, lucrurile astea. Vă răspund prezidențial. Știu, dar nu mă interesează. Vă interesează doar ceea ce se întâmplă la dumneavoastră. Mă interesează doar normalitatea. Ori coada nu este normalitate.
Nu este. Este umilință. Coada este umilință, indiferent la ce e ea. Și la bilete la teatru, dacă e, e tot umilință. Normalitatea este de asemenea ca un medic să aibă suficient timp să vorbească cu un pacient. Da. Nici asta nu se întâmplă tot timpul. Nu, nu se întâmplă tot timpul, pentru că suntem sclavii acestui contract pe care îl avem cu casa de asigurări și din care, de fapt, trăim. Casa de asigurări ne-a impus un număr de consultații pe zi, pe care dacă nu le avem, ne e mai greu să trăim, adică luăm mai puțin bani. Aceste consultații sunt în număr de 20. În 5 ore înseamnă 15 minute pentru un pacient. Dacă ați vedea pacientele mele, lista mea este foarte bătrână. Teleorman este un județ bătrân. Gratia este o comună ultra bătrână. Plus că cei pe care i-ați găsit la 30 și ceva de ani au acum peste da. 60, de nu. Exemplu. Deci dacă ați vedea o pacientă de-a mea, oricare dintre ele, venind iarna la consultație, cam 12 minute ia să se dezbrace. Câte hăinuțe are pe ea până și le așează, până și le... Cum pot eu să o dau afară după 15 minute? Trebuie să am timp, să, în primul rând, să stau de vorbă. Deci, oamenii când vin la medic sunt speriați. Și dacă vin să-și iau o tensiune, toți speriați sunt. Așa s-a încetățenit. Poate că e omenește să fim așa. Dar trebuie întâi să stai un pic de vorbă, să îl introduci pe om în atmosferă, să îl faci să-i treacă teama, că dacă e cu teamă o să-i sară tensiunea aia la 22 și o să-i dau un tratament care o să-mi-l bage în colaps când o să ajungă la el acasă. Deci trebuie să ai un pic de înțelegere și un pic de suflet, zic eu. Așa, practic, ați reușit să vă apropiați de ei, să-i faceți probabil să se deschidă la rândul lor, da. Să aibă încredere în dumneavoastră, nu? Da, pacienții mei pe care i-am pe listă chiar au încredere în mine. Însă nu am pacienți mulți. Nu sunt adept al listelor mari. Nu am pacienți mulți, n-am bani mulți. Deci... Urma să vă întreb, că toate nu, vin n-am cu... Nu, pacienți mulți, n-am bani mulți. Dar eu sunt mulțumită cu ce am. Pentru mine e mult mai mare mulțumirea muncii făcută așa cum consider eu că trebuie făcută decât o avere. Eu am deja avere. O am pe fica mea. Nu mai îmi trebuie altceva. Chiar nu mai am nevoie de altceva. Și mai am și o pisică. Cred că o să o și vedem la un moment dat în imagini. Vreau să vorbim puțin și pentru timpul pentru dumneavoastră, pentru că să faci naveta în fiecare zi, București, Gratia, nu înseamnă ceva timp, înseamnă câteva ore bune într-o zi, pot ajunge în zilele proaste la cât? La 4-5 ore? În zilele bune, 4 ore. Două dus, două întors. În zilele proaste pot să ajungă și la 6 ore. Greu e să ies din București. Am 16 km de făcut prin București, pe care îi fac cam într-o oră și un sfert, o oră jumate. Asta înseamnă că o zi obișnuită din viața dumneavoastră arată cam cum? Trezirea este undeva la cât? 6. La 6? La 6, da. Plec de acasă pe la 8:30-9. Programul la cabinet îl încep la 11, îl termin la 4 și plec și ajung când îmi ajută Dumnezeu. Deci suntem doi, nu numai eu, mai e și Dumnezeu. Care e tot timpul cu dumneavoastră. Nu e chiar tot timpul, că dacă ar fi tot timpul, aș ajunge poate câteodată mai repede, dar...
Cred că mai are și alte preocupări. Probabil că vă lasă să, cum să spun, să mai zăboviți așa în unele momente, poate pur și simplu pentru a reflecta în anumite momente, pentru că noi mai uităm uneori să ne oprim, știți? Cum și se spune și muzica să... rock pe care o ascult în mașină. Și asculta muzica. Aveți nevoie și de odihnă, pentru că dincolo de tot ce faceți, nu? Aproape în fiecare zi, și medicii obosesc la un moment dat, nu? Da. Incredibil, dar sunt oameni. Așa, ca un fel de oameni și medicii, nu chiar oameni. Ca un fel de oameni sunt și ei. Chestia asta cu obositul chiar o... Da, sâmbăta și duminica sunt zilele mele. Ale mele personal. Nu se atinge nimeni de ele. Ce înseamnă asta? Spectacole, plimbări, o fugă până la mare, indiferent de anotimp, întâlniri cu prietenii, stat în casă și citit o carte. Zilele mele de refacere, de răsfăț. Sunt suficiente 2 zile, la sfârșit de săptămână uneori, pentru a vă încărca din nou cu energie, pentru a fi ca nouă, ca să zic așa, de luni, pentru o nouă câteodată săptămână? Câteodată mă tot întreb când se legiferează săptămâna de lucru de 4 zile, dar doar câteodată. Deci câteodată aș simți nevoia să mai am o zi. Dar nu e. Nu vă întreb întâmplător, ci pentru că știu că cam de cât timp așa nu ați mai avut un... răsfăț, un concediu de, să zicem, 2 săptămâni? 2 săptămâni legate n-am mai avut exact din 1999. La 1 octombrie 1999 am devenit patron. Și prin contract ai dreptul la 30 de zile lucrătoare pe an de vacanță, cu condiția să-ți aduci înlocuitor. Cum noi nu avem, avem peste 500 de comune fără medic de familie, avem deficit de 3.000 de medici de familie, de unde să luăm înlocuitori? Ca să ne putem lua o vacanță de, nu zic de 30 de zile, de 2 săptămâni. Și atunci se fac niște convenții de înlocuire sau de reciprocitate, cum reușesc să înțeleagă colegii, legale, prevăzute în contract amândouă, în care cel mult 5 zile găsești pe cineva să-ți țină loc. Un coleg dintr-o localitate învecinată. Adică nu poți pur și simplu, bine, unul la nu mână pentru că ai pacienți, nu poți pur și simplu să închizi la un moment dat, să pleci 2 săptămâni, nu. Ai anunțat pacienții că timp de 2 săptămâni celor care trebuie să le dai rețete le dai și tu ai plecat 2 săptămâni și te întorci după. Nu, nu se poate. Nu se poate în primul rând pentru că e ilegal. Vine casa de asigurări, găsește cabinetul închis, îți reziliază contractul. Sunt foarte multe chestii pe care casa de asigurări poate să rezilieze contractul. Contractul ăsta nu ține seamă de pregătirea mea, de munca mea, de probitatea mea profesională, de toți anii mei de învățătură. Dacă asistenta a plecat, a murit, s-a transferat și am rămas fără asistentă, a doua zi, casa de asigurări îmi reziliază contractul. Deci cabinetul meu e nimic. Eu, ca patron, sunt nimic dacă n-am asistentă. Ce ați schimbat, dacă ați putea, păi, în momentul ăsta? Păi a schimbat chestia asta, în primul rând a schimbat chestia asta. Dacă l-ai făcut pe medic responsabil pentru un cabinet medical, este managerul acelui cabinet, lasă-l să-și aleagă personalul. Iar dacă personalul, eu vă asigur că toți medicii au nevoie de asistenți. Cred că sunt foarte puțini medici care s-ar bucura să le rămână lor banii asistenților. Dar asta nu înseamnă că în clipa în care nu mai are asistent trebuie să reziliezi contractul. Lasă-l să-și caute. Nu se poate, este o aberație. E o aberație. Atunci haideți să facem asistentul patron de cabinet, nu?
Pe de altă parte, știu că mai e o problemă, una legată de asistenți, pentru că sunt situații în care reușești cu greu într-o astfel de localitate sau alta din țară, pentru că cu siguranță sunt și alți medici, cum spuneați în cazul dumneavoastră, care nu reușesc să-și găsească, din diverse motive, un asistent. Păi, eu am noroc pentru că asistenta mea este din localitate, dar țin să vă spun că este pensionar. Poate să lucreze în continuare pentru că lucrează în privat. Dacă era cabinet de stat, trebuia să renunțe la pensie dacă ar fi vrut să lucreze în continuare. Dar fiind cabinet privat, poate să lucreze în continuare. Însă dacă ea s-ar gândi că nu mai vrea să mai lucreze, că stă acasă să-și vadă de pensia ei, eu ar trebui să închid, pentru că nu am pe cine să iau. Nu vine nimeni. Cine vine să facă naveta? Pentru ce ar veni? Ce l-ar motiva? Cred că la întrebările astea ar trebui să-și răspundă... Diriguitorii sistemului. Nu, exact. Adică fix la asta mă gândeam. Pentru că problema asta nu este doar în domeniul medical, este și în cazul profesorilor, de exemplu. Pentru că nu avem discuția asta, pentru că tot avem un nou ministru, iată, la educație, cu profesorii care ar putea să meargă să predea la sat. Avem o problemă, că trebuie să le asigurăm niște condiții pentru a-i determina pe oameni, nu, și a-i convinge să meargă acolo unde e nevoie de ei, nu? Da. Greu cu condițiile, greu cu... Greu. Vorbeați de fiica dumneavoastră ceva mai devreme și în contextul ăsta v-aș întreba, tinerii de acum care merg la medicină, care își aleg o specializare la un moment dat, ce le-ați spune la început de drum? Succes! Le-aș spune să-și urmeze visul. Am văzut aseară deschiderea anului universitar la Carol Davila în București, nu mai știu pe ce post de televiziune am văzut, și am văzut un tânăr foarte drăguț din Galați, am reținut că era din Galați, care spunea că pleacă după ce termină facultatea. În afară. Da. Și au, pe urmă, au mai fost intervievați câțiva care vroiau să facă facultatea în România, deci... În România încă se face medicină. Nu-i motiva numai faptul că au unde să stea și că sunt acasă la mama, dar încă se face medicină, dar pe urmă vor să lucreze în afară. Cum îi poți convinge să nu plece? Am tot discutat în ultimii ani despre faptul că ne-au plecat foarte mulți medici buni, ne-au plecat foarte mulți asistenți medicali buni, ne gândim... Cum am putea să-i atragem înapoi? Știm prea bine. S-au discutat de acele mări de salarii în cadrul, în privința cadrelor medicale, dar până la urmă, măcar să-i păstrăm pe cei pe care îi avem. Ne mai gândim să îi aducem... Să mai hărțuim. Deci legislația actuală hărțuiește medicii. Și am să vă spun de ce. Am primit astăzi două notificări de la Casa de Asigurări pentru două calupuri de rețete care mi se impută. Sunt două rețete din decembrie 2021 care zic ei că sunt acordate unor persoane care nu mai erau asigurate. Sunt acordate unor persoane care erau beneficiare de ajutor social. Nu știu din ce motive, o lună sunt și o lună nu sunt, și iar o lună sunt, și iar o lună nu sunt la ajutor social, nu știu și nici nu mă interesează. De ce? Cert e că atunci când au venit la mine, ele figurau asigurate. Era în data de 3 decembrie. Actualizările se fac în data de 25. Când au trimis datele la Casa de Asigurări, nu mai erau cu ajutor social. Și atunci Casa de Asigurări i-a scos pentru toată luna. Că așa îi scoate sistemul, nu îi scoate Popescu de la Casa de Asigurări cu mânuța lui. Deci, în final, a reieșit că eu am dat rețete unor persoane neasigurate, pe care le voi plăti. Celelalte rețete sunt acordate unor persoane care erau în regim de spitalizare continuă în octombrie 2021. Ce era cu spitalizarea continuă? Aveau COVID. Erau internați în spital COVID. Spitalul COVID nu dădea decât medicație pentru COVID. Neluțu Tătaru, fostul ministru fiei, numele lăudat, a zis atunci
că mai scoatem de prin birocrație. Și ne-a lăsat să dăm rețete fără scrisori medicale, ne-a lăsat să dăm rețete fără să mai primim de la spitale anexa 22 prin care ne comunică ei că nu au medicamentele alea să le dăm noi rețetă. Și eu le-am eliberat rețete pentru hipertensiune. Rețete pe care le voi plăti. Deci asta este hărțuire. Hărțuire perfect legală, dar hărțuire. Așa că haide să schimbăm legile. Haide să le schimbăm din temelii. Când de aia ne așezăm pe un scaun de ministru, de președinte de Casă Națională, poate că se miră lumea de ce am rămas atâția ani. Am rămas atâția ani din foarte multe motive. În primul rând pentru că eu sunt un om statornic, nu mă plimb de colo-colo. În al doilea rând pentru că îmi place ceea ce fac. În al treilea rând pentru că este o mare provocare să vezi că din mâna ta mai iese un om sănătos, numai pe mintea și pe cunoștințele tale. Și în al patrulea rând, dar nu ultimul, am vrut să demonstrez că nu suntem nici hoți, nici șpăgari, nici proști, nici pleava lumii medicale, așa cum atâția ani am fost catalogați. Se vede lucrul ăsta, doamna doctor, și se aude? Nu. Acolo unde trebuie? Nu! Dacă s-ar fi văzut și s-ar fi auzit, s-ar mai fi schimbat de prin lucruri, dar nu se vede, nu se aude. Schimbările de unde ar trebui să pornească? De la oamenii care le spun, care vorbesc despre ele, despre aceste probleme, și apoi transmise mai departe? Le-am transmis de foarte multe ori. Deci le-am transmis. Nu există guvernare care să nu le cunoască. Sub o formă sau alta le-am transmis. Le-am transmis prin observații pe care le-am făcut atunci când erau pe transparență decizională diversele acte normative. Le-am transmis atunci când eram chemați la casa de asigurări pentru așa zisa negocierea contractului. Le-am transmis în discuțiile pe care le-am mai avut pe aici, pe acolo, pe la o conferință, cu miniștri, cu președinți de case, cu vicepreședinți de case. Le-am transmis, le știu. Ați observat deschidere vreodată, nu știu, la vreun ministru? Pentru că miniștrii se schimbă foarte des. Da, absolut. Toți au avut deschidere. Toți. Pe moment. Exact. Lucrurile ar fi arătat diferit dacă ați fi ales la un moment dat să vă deschideți un cabinet de medicină de familie în capitală, să spunem? Nu. Legile sunt aceleași. În capitală însă și în orașe, indiferent cât e de mare sau de mic orașul, pretențiile sunt altele. Populația este mai agitată un pic, are impresia că îi se cuvin mult mai multe. Eu sunt convinsă că tuturor ni se cuvin mult mai multe. Dar atâta timp cât există niște norme legale pe care trebuie să le respectăm, trebuie să le respectăm. Într-un oraș, vă spun din start, nu reușeam cu programările. Deci nu reușeam să conving oamenii să vină conform programărilor. Nu reușeam nici să-i conving cu telefonul. Deci mie îmi dau pacienții telefon, indiferent ce ar păți. Îi curge nasul, perfect, îmi dă telefon că îi curge nasul. Să-i spun ce să facă și dacă să mai stau un pic de vorbă cu el, să văd dacă mai are și altceva și să-i spun când să vină, eventual. Ei, în oraș nu găsești înțelegerea asta la populație. Încă a rămas mentalitatea că orășenii sunt superiori. Nu sunt. Și eu sunt orășancă de când m-am născut. Dar nu sunt superioară. Cu toate că la început, nu, și oamenilor de la sat v-a luat ceva timp până să... Pentru că și ei aveau pretențiile lor, cel puțin la început, până le-ați căpătat încrederea și ați reușit să... Ei aveau pretențiile lor, nimeni nu i-a obligat să-și modifice modul de a gândi. Scăparea mea, ca să zic așa, a fost că mai există medici de familie în zonă și le-am indicat să se înscrie la alți medici de-a căror activitate sunt mai mulțumiți. Au făcut-o? Da, bineînțeles. Fără niciun fel de supărare, fără niciun fel de ranchiune, fără...
cred că e singurul lucru bun pe care îl are sistemul actual. Faptul că te lasă să-ți alegi medicul la care te simți confortabil să mergi. Și în care simți că poți să ai încredere, care se pliază pe tipul tău de cerințe și pe modul de lucru al căruia te poți tu plia. Tu ca pacient. Cum ați caracteriza relația dumneavoastră cu pacienții? Ce fel de relație aveți cu pacienții? De colaborare. Pacienții sunt colaboratorii mei. Fără ei, eu n-aș ajunge la vindecare. Deci, fără colaborarea lor, știința mea ar fi zero. Degeaba știu eu ce au de făcut și le-aș înșira acolo pe hârtia aia. Că dacă ei n-ar fi cooperanți și n-ar urma sfaturile mele, n-aș avea rezultate. Deci ei sunt colaboratori foarte buni. A fost vreun neplătiți. Ceea ce iar e un lucru bun. A fost vreun moment în toți anii ăștia atât de complicat, atât de dificil, încât să spuneți, o, Doamne, ce caut eu aici, adică poate mi-ar fi mai bine în altă parte. Evident, știți, întotdeauna ne întrebăm, oare aș mai face din nou lucrul ăsta? Ați luat-o de la capăt? Medicina, da, aș face-o. Deci nu sunt în stare de altceva, nu știu să fac nici cartofi prăjiți, ce Dumnezeu să fac altceva. Nu sunt sănătoși, doamna doctor. Deci nu e nimic de pierdut. Eu nu sunt în stare de altceva. Însă a fost un moment când simțeam că aș fi în stare să las tot. Nu vreau să vorbesc despre acel moment, pentru că a fost o presiune politică. Și nu vreau să vorbesc despre așa ceva. Eu n-am fost niciodată implicată politic, nici înainte de 89, nici după 89. Am avut părerile mele pe care le-am ținut pentru mine, dar nu am răspuns niciodată la comandă politică. Niciodată. Nici măcar Ceaușescu n-a reușit să mă facă, nici pe vremea lui nu s-a reușit să mă facă să răspund la comandă politică. Nu. Singurul care îmi comandă este bolnavul și boala lui. Cei care îmi pot comanda comportamentul, atitudinea. Un mentor ați avut? Oh, am avut. Am avut toți profesorii mei din facultate. Deci am avut o generație de profesori excepționali. De la fiecare am învățat câte ceva. Fiecăruia îi port o amintire extraordinar de frumoasă. N-am cum să le mulțumesc pentru ceea ce au făcut din mine. Și datorită lor sunt ceea ce sunt astăzi. Ei m-au învățat cum trebuie să te porți cu bolnavul. Ei m-au învățat cât trebuie să fii de consecvent în ceea ce faci. Ei m-au învățat să-mi văd limitele. Ei m-au învățat de colaborare între medici, dar acum nu se mai poartă așa ceva și nici nu mai am cu cine să colaborez. Deci toți au fost mentorii mei într-un moment sau altul, într-o direcție sau alta. Colaborare pentru că cel puțin la sate, în anumite județe, între comune, nu există suficient. Mai tastăm la un caz deosebit, mai discutăm între noi, dar nu atunci. Seara, când ajungem acasă și mai vedem păreri, ne mai consultăm. Mai avem câteva minute și vreau să rămânem cu niște idei așa clare. Pentru, în primul rând, pentru tinerii care se uită la noi, pentru că vorbeam de școala de medicină de la noi din România, știm prea bine, căutată de străini în foarte multe rânduri, dar îl pomeneați pe studentul de mai devreme care vrea să plece, da. Să plece în afară. E ceva urgent ce ar trebui să schimbăm, știți cum se spune, nu de astăzi, de ieri, în sistemul ăsta, pentru a-i convinge pe studenții de la noi să rămână aici? Nu trebuie să-i convingem, trebuie să-i motivăm, să-i atragem. Deci să le arătăm frumosul din medicină.
Așa că trebuie să dăm la o parte toată stufoșenia legislativă, toate legile și ordinele și ordonanțele și normele și care au venit așa una peste alta, s-au făcut o foaie de ceapă. Adică trebuie luată în birocrația de pe capul medicilor, asta spuneți. În jurul unui nucleu care a rămas din ce în ce mai mic, nucleul medicilor. Deci avem o ceapă mare, 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 mare legislativă pe o bucățică de bulb. Și poate fi făcut lucrul ăsta, adică realist vorbind. Bineînțeles, cum au fost făcute, pot fi și desfăcute și aranjate. Deci din tot ceea ce există acum în domeniul sanitar, din tot ceea ce... Cred că mai mult de 5, cel mult, acte normative clare și stabile n-ar fi nevoie să facem. Noi avem un mare coșmar al prescrierii medicamentelor pe protocoale. Deci noi, medicii de familie, nu avem voie să scriem orice medicament. Într-un totul de acord. Nu sunt eu psihiatru, nu sunt eu diabetolog. Merge la specialitatea respectivă, îi se prescrie un tratament și pe urmă pot să îl prescriu eu, dar există 10.000 de protocoale cu steluțe, cu diezi, cu bemoli, cu bemol 1, cu bemol 2, de care trebuie să ținem seamă. Nu ținem seamă și prescriem cumva peste acel protocol, ne-am ars că plătim și astea sunt medicamente foarte scumpe. Și în stilul ăsta plimbăm pacientul. Pacientul pierde încrederea. Ori în noi, ori în celălalt medic, ori în totalitate în sistem. Da. Atunci de aia zice că suntem nepregătiți, de aia se plânge pacientul că e plimbat de colo-colo. Că... Nu eu îl plimb, legea îl plimbă. Da, numai că oamenii de multe ori nu, care înțeleg. Nu știu exact și nu au toate informațiile. Și nici n-are rost să stai să le umfli capul cu așa ceva, să le explici că... Degeaba le explici, n-au ei nici nicio vină și nici nicio putere. Doamna doctor... Doar mă disculp eu. De ce să mă disculp? Mai avem mai puțin de un minut din emisiunea de astăzi. A trecut foarte repede și v-aș întreba, cred că aș îndrăzni să vă cer un sfat pentru fiecare dintre noi, cei care suntem aici, cei care se uită la noi și au fost împreună cu noi în această seară. Spuneați mai devreme că cumva v-ați încăpățânat să demonstrați că se poate. Da. De ce avem nevoie ca să avem încredere în continuare că da, în România, cu bune și cu rele, se poate? Ce ar trebui să ne motiveze? Care-i sfatul dumneavoastră? De ce avem nevoie? De suflet și de iubire. De sufletul din noi și de iubirea pentru tot ce e în jurul nostru. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această seară alături de noi. Cu siguranță ne vom mai revedea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Rămâneți în continuare pe Metropola TV.